l-ați convins pe Tamaș să vină la Liga a doua, deși a avut oferte și din prima ligă? O cunosc eu de ceva timp, da, și a fost o discuție simplă, rapidă. Așa. Ne-am înțeles foarte repede, ce să spun, foarte repede. Sunteți dispus să-i acceptați și deja... Derapajele. Da, derapajele până la urmă din afara terenului? Păi... Nu știu dacă o să aibă derapaje în afara terenului, nu știu. Și chiar dacă l-ar avea, e treaba lui, dacă lui persoana să atent cât pe teren și în timpul antrenamentului o să dea dovadă la șarcuri de profesionali, poate să facă... Ce, merg și eu cu el dacă e caz. Dar cum l-ați convins? Sentimental sau financiar? Adică unde ați pedalat? Am înțeles că în studio sunt domnii Prunea și domnul Nazare. Da, da, sunt domnul Nazare. Vă salut, bună seara, îmi cer scuze că nu m-am pe ce, pe ce ați pedalat? Pe zona sentimentală sau pe financiar? Sunt nicio formă pe financiar. De bărbăție, să zic așa, că poate de asta aveam nevoie la concurs de aceeași de an, de un tip cu personalitate, da, și cu valoare fotbalistică, cum e Gabi Tamaș. Pe partea financiară, să știți că nu e un contract ieșit din comun, sunt nicio formă. Credeți-mă. Cristi, te felicit pentru transfer. Eu am spus-o și acum că e un transfer, unul dintre transferurile importante făcute de un club. Eu sunt convins că tu ai capacitatea, ești un conducător cu experiență, ești extrem de apropiat de jucători și eu cred că asta a contat extrem de mult la Gabi, pentru că el a ales tot timpul oamenii și nu partea financiară, exact cum ai spus și tu. Sunt convins că o să o reglez ca lumea și sunt convins că dacă e cazul, mergi și tu cu el, că și eu prefer să am asemenea jucători care să-mi joace fotbal, decât din ăștia care ai mai avut și tu pe acolo, știi la ce mă refer. Din ăștia pisicuți așa care, din ăștia mai perverși. Prefer să am un jucător cu personalitate, da, care să vină să-mi spună ce-l doare, dar care să n-am ce să-i reproșez omului și care să-mi țină vestiarul. De asta zic că eu cred că o să o gestionez foarte bine. Mulțumesc frumos, da, și eu cred, cred din punctul meu de vedere, dacă o echipă de fotbal ar avea, eu știu, 7-8 jucători gen Gabriel Tamaș, cu bune și cu rele ale lui, care sunt, că e om, cred că ar fi mai puțin mai sus fotbalul ăsta românesc. Iar eu dacă aveam la Chiajna, să zic, și 6-7 jucători, cred că eram un play-off de anturi în Liga 1. Da. Domnul Tănase, care este obiectivul pentru acest an calendaristic? Pentru anul... Da, pentru 2023. Ce vreți acum, imediat? Pentru sezonul ăsta, 2023, primul obiectiv este meciul de la Baia Mare. Așa. Dacă noi ne deci vreți play-off. Dacă ne câștigăm meciul de la Baia Mare, următorul meci, cel de acasă cu Dipensia, va fi tot așa o finală. Iar ultimul meci cu Metalul Globus, de la Metalul Globus, va trebui și ăla câștigat, că fără 9 puncte, noi nu putem accede în play-off. Dacă reușim să accedem în play-off, tocmai la asta ne știi gândim, să avem și o echipă competitivă ca să putem face față în play-off, în plan secundar. Deci asta ne dorim de la sezonul ăsta 2023-2023, care până la momentul actual, din punctul meu de vedere, este semi-ratat, pentru că avem prea puține puncte față de când ne-am propus la începutul campionatului. Speram să revenim în Liga 1, ne doream foarte mult acest lucru. Acum, cu ultimele două victorii, am mai reintrat în cărți puțin, să zic așa, sunt șanse, fotbalul e fotbal și vorba Florin întotdeauna mă încuraja în trecut și spunea se joacă, se mai joacă, mai sunt meciuri și merg și eu tot așa pe teoria lui. Și acum mai sunt 3 jocuri, se poate întâmpla orice. Sunt 9 puncte puse în joc, dar noi avem nevoie de maxim 9 puncte. Le putem câștiga, le putem pierde, ăsta e fotbalul, dar încercăm. Bun, și odată, obiectivul principal. Odată ajuns și în play-off, domnule Tănase, presupun că e clar că vreți lupta la promovare, că doar nu vreți să intrați în play-off așa ca să faceți figurație, nu? Cu siguranță, păi nici acum nu stau vindecat rănile de astă vară când am pierdut la loviturile de departajare, accederea în Liga 1, când am luat gol în minutul 90 plus 1, în primul minut de prelungire, și apoi la penaltiuri am ratat promovarea. Eu unul personal mi-aș fi dorit din suflet să se întâmple lucrul acesta, să ne reîntoarcem în Liga 1, din mai multe puncte de vedere, deși Chiajna nu e un club foarte, nu avem suporteri, nu avem o masă mare de suporteri.
Dar e un club sănătos, totuși, și cred că și asta e un principiu pe care trebuie să meargă fotbalul românesc, să fie un club sănătos, să nu mai existe probleme. Și să știți că e foarte greu în Liga a doua să poți să fii, să zic, sănătos, adică să ai totul la zi și să nu ai probleme financiare și să ai și banii cont. E destul de greu, pentru că veniturile sunt considerabil mult mai mici decât la Liga întâi. E adevărat. Păi... Veți juca, Cristi, veți juca pe terenul, pe stadionul nou, vă întoarceți înapoi? Important. E un lucru important, un aspect important. Gazonul, am înțeles că e biliard. Da, e nou, e făcut nou și... Și cum e, domn președinte, hibrid, iarbă integral, cum e acum? Iarbă naturală. Iarbă natural 100%. Arată foarte bine, da. Uh-huh. Este foarte, foarte bun calitativ. Ne-am și încăpătânat, într-adevăr, noi, să zic așa, și am jucat pe terenul din baza sportivă Concordia 2, pentru că am vrut totuși să lăsăm... Și chiar eram curioși că totuși am avut foarte multe înfrângeri acasă. N-am jucat ceea ce ne-am așteptat, dar asta este fotbalul. Acum nu trebuie să ne supărăm, ne susținem jucătorii în continuare, cei care au rămas. Foarte multe servitori nu facem. Da. Mergem pe mâna antrenorului mai departe. Poate, știți, n-a început el, poate fericit la Metalul Brău, dar poate termină fericit aici. A început bine la Chiajna și poate termină fericit la Chiajna. Da. Domnul primar Mina se mai implică la echipă? Mai are legătură, tangențe cu echipa? Ne ajută, sigur. Ne ajută. Domnul primar, Consiliul Local, ne ajută cu tot ce pot în termen, mă rog, până la limita legii. Ne ajută, adevăr. Noi avem, suntem chiriași acolo, că baza este acum a Consiliului Local, chiar spațiile de la birou, baza sportivă, suntem chiriași, adică plătim chirie, plătim... Dar ne ajută cu tot ce pot și ce de la Consiliul Local. Domnul Tănase, s-a dus vorba așa la noastră la Liga a doua acolo, că dați salarii mari după ce ați ratat promovarea, s-a mai schimbat, s-a mai egalizat așa salariile cu ce se întâmplă pe la Liga a doua? Deci tot bugetul nostru, da, de salarii impozite către ANAF competiție, și anul trecut și anul acesta, suntem în jurul sumei de 900 până în 1 milion de euro maxim. E bine. Bun. Repet, cu tot ce înseamnă competiție, nu doar, adică furnizori, absolut tot, și e foarte simplu. Deplasări? Foarte exacte. Deplasări, taxe? Tot. La asta m-am referit. Deci n-aveți un buget mai mare de 1 milion de euro? Nu. Am auzit bugete fantasmagorice, că noi am avea 2,5 milioane de euro. Nu, nu este adevărat. Noi acolo suntem un club sportiv, eu răstic de echipa de Liga a doua. Înțeleg că pe la Buzău sunt 2 milioane, Pavel. Nu am cunoștință. Și nici nu. Eu doar dacă văd documente, cred cifre, știți cum e. Așa nu... Eu nu mă, adică noi plătim contractele în 6 tranșe anuale, exact așa de atât. Și vă spun simplu, facem socoteala foarte simplu. Dacă la salarii avem tranșele acestea în jurul sumei de 70.000 de euro, înseamnă 420.000 de euro. 76.420.000 de euro. Plus taxe 33%, că mergem, suntem pe casă. E simplu. Da. Bun. Deci o treime din 420.000 dar nu 100 și un pic. Deci aproape 600.000 sunt salariile staffului, jucătorilor, astea care reprezintă ponderea cea mai mare dintr-un buget. Restul, până la 1 milion aproape, sunt deplasări, cantonamente, medicație, absolut tot ce trebuie pentru utilitățile aferente echipei de Liga a doua. Absolut.